un țăran stătea pe pajiște cu turma lui de oi. La un moment dat îl ia somnul. Când se trezește, realizează că și-a pierdut turma cu oi. Se hotărăște să meargă înspre casă. Pe drum se întâlnește cu badea Vasile. Bună, Ioane, ce faci? Uite ce să fac. Mi-am pierdut turma mea, viața mea, vorba aia, tundeam oaia, aveam lână, mulgeam oaia, aveam lapte, tăiam oaia, aveam carne. Ți-ai pierdut turma ta, viața ta, vorba aia, tundeai oaia, aveai lână, mulgeai oaia, aveai lapte, tăiai oaia, aveai carne? Da, măi, Vasile, uite, mi-am pierdut turma mea, viața mea, vorba aia, tundeam oaia, aveam lână, mulgeam oaia, aveam lapte, tăiam oaia, aveam carne. Ce-a întâmplat, cumva să-mi găsești tu? Turma mea, viața mea, vorba aia, tundeam oaia, aveam lână, mulgeam oaia, aveam lapte, tăiam oaia, aveam carne? Nu, mă, Ioane, nu ți-am găsit urma ta, viața ta, vorba aia, tundeai oaia, aveai lână, mulgeai oaia, aveai lapte, tăiai oaia, aveai carne. Și pleac. Cum merge el așa? Se întâlnește cu alt vecin. Frecă-mă, oaia. Se întâmplă cumva să fi văzut tu turma mea, viața mea, vorba aia, tundeam oaia, aveai lână, mulgeam oaia, aveai lapte, tăiam oaia, aveai carne. N-am văzut. Pleacă Ioan supărat și se întâlnește cu al treilea vecin. Bate acustică. Bună, Ioană, ce-ai făcut? Uite, mi-am pierdut turma mea, viața mea, vorba aia, tundeam oaia, aveam lână, mulgeam oaia, aveam lapte, tăiam oaia, aveam carne. Se întâmplă cumva să-ți văzut? Turma mea, viața mea, vorba aia, tundeam oaia, aveam lână, mulgeam oaia, aveam lapte, tăiam oaia, aveam carne. Am o răbdare fantastică. Da, un moment dat, cum mergea el așa? Se întâlnește cu al patrulea. A, nu cred. Viața mea, turma mea, oile mele, laptele meu. În timp ce ne repeta aceeași propoziție, mi-am dat seama că acest gen de banc l-am mai auzit, dar ea chiar l-a dus la extrem. Bună, Gheorghe, se întâmplă cumva să-și văzut. Turma mea, viața mea, vorba aia, tundeam oaia, aveam lână, tăiam oaia, aveam carne. Da, te-am văzut. Turma ta, viața ta, vorba aia, tundeai oaia, aveai lână, mulgeai oaia, aveai lapte, tăiai oaia, aveai carne. Vine la un moment dat un polițist călare pe cal și se uită așa la ei. Asistă la discuție și le zice: bă, voi vreți să-mi furați calul, mă? Eu credeam că trebuie să tundă lapte și să frece oaia, dar nu. Băi, eu cred că vreți să-mi luați calul. Uai. Aoleu, mi-am pierdut capul meu, mintea mea, care gândeam cu ea, care avea. S-a dus. Femeia a venit hotărâtă să ne scoată din minți și cred că s-a pregătit foarte mult în această direcție, pentru că eu nu am stat să ascult aceeași propoziție de atâtea ori niciodată în această viață. Știu că nu voi fi în asentimentul nimănui, însă eu o să întreb asta. Doamne, mai știți vreun banc? A, și eu vreau să întreb asta. Ia. Bule la școală. Vine ora de română, l-ascultă ea 10. Vine ora de matematică, l-ascultă ea 10. Vine ora de biologie. Doamna profesoară de biologie le zice să dea exemplu de câte o floare. Popescu, trandafir, Ionescu, lalea și ridică și Bulea mâna. Flormov, nenorocitule, nesimțitule, ieși afară din clasa mea să nu te mai văd. Să duce Bulea la director. Ia, spune Bulea, ce s-a întâmplat? Nu pot să mă concentrez atât de tare încât să ascult. Mă uit în tavan și uite așa, am trec pe lângă ureche. Deci eu chiar n-am puterea să ascult o femeie care vorbește atât de mult. De ce te-a dat domnul profesor de biologie afară din clasă? Că a venit ora de română, m-a ascultat la 10. A venit ora de matematică, m-a ascultat la 10. Și a venit și ora de biologie. Mă prefac că ascult extraordinar. Asta mă face un bărbat adevărat. Orice bărbat adevărat trebuie să aibă această putere lăuntrică de a da din ploape, din așa, să clipească și să pară interesat și să lase și voiul de informații nedorite să treacă dintr-o ureche în cealaltă, așa. Și fără să înregistreze nimic. Popescu, trandafir, Ionescu, lalea, și-am zis și eu. Ce-ai zis, mai Bulă? Nu vă zic, domnul director, că mi-e frică că mă dați afară din școală. Zi, Bulă, ce ai? Nu e sănătos, te dau afară din școală pentru nume de floare. Bine, domn director, am zis Flormov, nenorocitule, nesimțitule, ieși afară din birou meu. Pleacă Bulă așa supărat acasă, intră pe ușă și se întâlnește cu mama lui. Ce faci, mamă? Ce e cu tine la ora asta? Ce să fac, mamă? Uite, m-a dat domn director afară din școală. De ce te-a dat domn director afară din școală? Că m-a dat domn profesor de biologie afară din clasă. Și domn profesor de biologie, de ce te-a dat afară din clasă? Că m-a dat... Insuportabil. Las-o să zică. Continua. Acum sunt fier să aud finalul, crede-mă. Doamna profesoare de biologie, de ce te-a dat afară din clasă? Păi stai să spun, a venit ora de română, m-a ascultat la 10, a venit ora de matematică, m-a ascultat am la 10. Bun, și a venit și ora de biologie, așa, și domnul profesor de biologie să dăm exemplu de câte o floare. Bun, și Popescu, trandafir, Ionescu, lalea, și n-am spus eu. Ce ai zis, mai Bulă? O floare. Ce floare ai spus, Bulă?
Am zis Flormov. Se enervează maică, s-a trântește oalele acolo. Nenorocitule, știu. Îl înjură, s-aruncă pe balcon, moare. Bine, hai că... N-am terminat. Elementul neașteptat al bancului. Se aruncă pe balcon, moare. Bun, trece mai departe, așa. Ia zi, bulă, de ce s-au mormăta? Că m-a dat un director afară din școală. Și domn director, de ce te-a dat afară din școală? Că m-a dat un profesor de biologie afară din clasă. Și domn profesor de biologie, de ce te-a dat afară din clasă? A venit ora de română, m-a ascultat alma 10. A venit ora de matematică, m-a ascultat alma 10. Băi, asta e drama bărbatului. Deci, nu știu de ce. Ziceți, nu vă opriți. Domn profesor de biologie, să dăm exemplu de cât o floare. Aia spune trandafir, la ce mai știu, garoafă. Și, a... și tu ce ai spus? Florile mof. Nenorocitule, fac, să aruncam ăsta pe geam. Nenorocitule, nesimțitule, ieși afară din casa mea. Își face bagajul, pleacă, supărat cum mergea el așa, se întâlnește cu unchiul lui care era polițist. Ce faci, măi bulă? Ce-i cu bagajul? Băi, putem să ne oprim, că nu mai pot. Păi nu, vrei să mor? Ești nebun? Vrei să mor? Vreau să mor, tocmai de-aia opresc. Frățiu, deci eu vreau să aud chestia asta până la final. Se întâlnește cu prietenul polițist, cu polițistul. Cu unchisul. Ce faci, bulă, ce-i cu bagajul ăsta? Uite ce s-a dat tata afară din casă. De ce te-a dat mătac afară din casă? S-a omorât, așa, tata, de ce s-a omorât? M-a dat un director afară din școală. Un director, ce te-a dat mă afară din școală? M-a dat un profesor de biologie afară din clasă. Și un profesor de biologie, de ce te-a dat mă afară din clasă? E real. Păi stai să vezi, a venit ora de română, m-a ascultat la 10. A venit ora de matematică, m-a ascultat la 10. A venit și ora de biologie. Bun, și... Leagă la gură, fai ceva. Și doamna profesoară de biologie să dăm exemplu de câte floare, așa. Și povestea cu trandafir Ionescu la alea și am zis... Domnule, soțul e în viață. E acasă. Da. Așa. Deci, aplauze da, pentru soț, are o rezistență fantastică, nebunesc. Unde stați în ploi? Să-i ducem o statuie. Această doamnă este un vampir energetic de calitate A++. Dacă o întâlniți pe stradă, indiferent de culoarea rochiei, faceți un ocol și treceți mai departe. Și în cazul în care vă cere să... Ascultați un banc, loviți-o cu un par dintr-o bancă. De ce te-a dat mătac afară din casă? Că s-a omorât mama. Și mă, de ce s-a omorât? Că m-a dat un director afară din școală. Dar continuați, vă rog. Cum? Vă rog, așa, așa. Așa, așa. Polițistul. Poate a uitat unde era, că mor. N-a uitat. Vrei să ți-l mai spun o dată? A venit un chisul care era polițist. Păi vine asta, aici... Ce floare ai zis, bun? Nu zic, unchiule, că matale, ești polițist și mi-e frică că mă bagi în pușcărie. Zi, bulă, ce-i nu-i sănătos, ești rudă de-a mea, cum să te bag în pușcărie? Bine, măi, unchiule, am zis Flormov, nenorocitule, nesimțitule, ieși să băi, nu te mai văd. Zine nouă! Știu că ăsta e scopul, dar nu mai pot. Deci așa ceva n-am auzit și n-am văzut niciodată. Cred că intrasem așa într-un, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Mai departe! Ia. Îl trimite la pușcărie. 10 ani de pușcărie. Doamne, așa-s femeile. Mi-a trecut toată viața prin fața ochilor. Deci mi-am adus aminte de foarte multe femei care m-au enervat vorbind. Mi-am dat seama cât de mult mă deranjează o femeie care vorbește extraordinar de mult. Așa. După 10 ani, bulă este. Sunt soară, are 2 copii. Când împlineau 5 ani de zile împreună, stăteau la masă, sărbătoreau așa în familie. Și îi zice, măi bulă, tu știi totul despre mine. Îmi cunoști familia, ai fost peste tot cu mine. Însă, eu nu știu nici măcar motivul pentru care tu ai făcut pușcărie. Vrei să mi-l spui? A tuns lapte și a frecat oaia. Da, vreau! Să-i spună! Așa. Am făcut pușcărie că m-a băgat unchiul meu la pușcărie. De ce te băgăm unchiul tu la pușcărie? Că m-a dat tata afară din casă. Și tatu, de ce s-a dat afară din casă? Că s-a omorât mama. Și mă, tata, de ce s-a omorât mama? Că m-a dat domn director afară din școală. Și domn director, de ce te-a dat mama afară din școală? Că m-a dat domn profesor de biologie afară din clasă. Și domn profesor de biologie, de ce te-a dat mama afară din clasă? A stat 10 ani, s-a căsătorit după 5, dar de ce stai la închisoare? Pentru că... Vezi, aventura de română m-a ascultat la 10. Aventura de matematică m-a ascultat la 10 și a venit și ora de biologie, așa, și... O singură secundă vă întrerup dacă putem să luăm conectarea cu cineva de la Cartea Recordelor și ar vrea să fie cel mai lung banc din istorie. Ce se întâmplă azi aici trebuie omologat. Continuați, doamnă! The night is still young! 10 la matematică, 10 la Popescu Trandafir. Așa. Bine, măi nevastă, îți spun, am zis Flormov. Nenorocitule. Nenorocitule. Ieși afară din casă să văd. Nu te lasă să mai vezi nici copii. Își face bulă bagajul. Și cum mergea el așa supărat și supărat, dă mașina peste el, îl lovește și moare.
Totuși, vrem să auzim finalul. A murit. Mă așteptam să aibă un final ăsta total cretin. Aici a fost... A urcat o mașină și a murit. Ha ha ha!